Nicolae, arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit al Banatului, Dumnezeiescul har al preasfântului și de viață făcătorului Duh, dat de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfinților Săi ucenici și apostoli și tuturor urmașilor lor, fiindu-ne împărtășit și nouă și având noi puterea arhierească de a rândui diferite trepte ierarhice, ranguri și distincțiuni, și a le încredința celor ce s-au învrednicit a sluji cu toată credincioșia Sfintei Biserici Ortodoxe. Ascultând și de sfatul Măritului Apostol Pavel, care în epistola întâi către Timotei spune: preoții care își îndeplinesc bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura. Pe temeiul încredințării care ne-am făcut despre osârbia și lucrarea deosebită săvârșită în slujba Bisericii, cea una, sfântă, sobornicească și apostolească, și ca urmare a celor hotărâte de Sinodul Mitropolitan, am socotit de bine a acorda Evlaviosului și de Dumnezeu alesului preot Adrian Magheț din parohia Tomeș Colonie, protopopiatul Făget, distinția de iconom stavrofor pentru rodnica sa activitate pusă în slujba Bisericii și a bunului obștesc, precum și în semn de deosebită prețuire și părintească dragoste. Nădăjduind că această cinstire va fi pentru Sfinția sa prilej de mulțumire sufletească, iar pentru ceilalți clerici, îndemn de a-și spori zelul lor pastoral și munca pentru binele obștesc, spre fericirea și mântuirea credincioșilor, spre mânghierea și mulțumirea noastră. Pentru adeverirea celor mai sus arătate se dă acest act, întărit cu semnătura noastră și cu pecetea mitropolitană. Datusa în reședința mitropolitană din Timișoara, azi, 11 iulie 2010, cu prilejul Sfințirii Bisericii. Nicolae, arhiepiscop și mitropolit. Poruncește! Porunci! Poruncește de o Sfințite Părinte spre Domnului Dumnezeu, cu cernicul și alesul de preoți Adrian, spre a fi filofesit într-un iconom stavrofor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru, Cel ce toate cu înțelepciunele economisești și prin economia Ta, cea după trup, ai lucrat mântuirea noastră. Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit, l-ai lăudat ca pe un stăpân al casei. Binecuvintează și pe robul tău acesta, preotul Adrian, spre a se face iconom stavrofor și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul, ca într-o credință, într-o înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru ca astfel făcând și astfel slujind, să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă și de osânda slujicelei divine care cu lenevire și-a îngropat talantul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântatei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoare, cu ale Sfântului și într-o tot lăudatului Apostol și Biruitor Mucenic Barnava și cu ale tuturor Sfinților Tăi, că s-a sfințit și s-a proslăvit într-o tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii Domnului. Sfântului Duh te prohibisește pe tine, preacucernicule preot Adrian, într-un iconom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! Vrednic este!